Bună dimineața! O zi interesantă, mai ales din punct de vedere a evenimentelor care se derulează în lume. Mai devreme ați urmărit ediția specială moderată de colegul Karen Sebeș și astăzi vom povesti în această ediție și despre alegerile, Karen vorbea despre alegerile din Statele Unite. În această ediție vom povesti despre alegerile care vor avea loc în Republica Moldova. Este o săptămână a scrutinului, încă nu sunt rezultatele finale sosite de peste ocean, încă nu s-au mobilizat oamenii, adică nu că nu s-au mobilizat, încă n-au început procedurile pentru ca oamenii să meargă efectiv să pună ștampila la vot în Moldova. Deci zilele acestea sunt cu multă tensiune electorală și cred că e firesc să urmărim ce se întâmplă, indiferent că e vorba de Statele Unite sau de Republica Moldova. Știu că sună cumva ciudat, nu? Băi, pui pe aceeași linie SUA și Republica Moldova. Dar de ce să nu faci asta? De ce să nu faci asta? Vom avea ocazia să trimitem cuiva și un pachet de cărți, așa cum deja am obișnuit publicul și mă bucur de asta. Avem în fiecare zi două cărți pe care editura colaboratoare le trimite prin poștă câștigătorului. Astăzi avem de oferit Fabule moderne de Tatiana Țibuleac și Serendipity despre România, Europa și lume de Iulia Badea Gherite. Două cărți faine amândouă. Și vă recomand să sunați 0264 420 135. Colegii sunt pregătiți să preia toate telefoanele. Se fac bilețelele speciale pentru concurs și din bolul cu respectivele bilețele facem extragere la sfârșitul acestei emisiuni. Să vedem cui anume vom trimite prin poștă aceste cărți. Bun, acestea fiind spuse, aș vrea să nu pierdem prea mult timp cu alte lucruri și să ne concentrăm pe ceea ce anunța mai devreme, alegerile din Republica Moldova. Colegul Karen Sebeș și de altfel chiar a fost într-un interviu cu Maia Sandu. Ea este una dintre persoanele care candidează la funcția de președinte a Republicii Moldova. E cea care dă o linie europeană a viziunii, să zicem, asupra acestei țări. Aș vrea să urmărim împreună un fragment din acest interviu, iar apoi să mai povestim despre prezența basarabenilor la vot. Alături de noi, la ediția specială Proiect România, din studioul TVR Moldova, din Chișinău, doamna Maia Sandu. Sărutumile, doamnă, care este primul gând al dumneavoastră după acest prim tur? A fost o campanie foarte încurajatoare pentru noi și vedem în continuare cum se mobilizează diaspora. Suntem tare încurajați de ceea ce vedem și suntem încrezători că vom câștiga în acest al doilea tur al scrutinului prezidențial. Am reușit în acest scrutin, în această campanie electorală, să ne unim împreună un număr foarte mare de cetățeni onești, corecți, integri, care cred că Republica Moldova poate să devină o altfel de țară, o țară în care oamenilor să le placă să rămână acasă, să nu fie nevoiți să plece peste hotare, departe de cei dragi, pentru a-și asigura un mod de viață decent. Intrând un pic în miezul problemei, în platforma dumneavoastră, mesajul împotriva corupției și a oligarhilor a ocupat o poziție foarte importantă. Cum veți gestiona aceste probleme în cazul în care veți câștiga alegerile? Într-adevăr, problema corupției este cea mai mare pentru toți cetățenii Republicii Moldova, în primul rând pentru că corupția subminează statul. Din cauza corupției, instituțiile statului nu promovează interesele cetățeanului și nu apără interesul cetățeanului. Din cauza corupției avem sărăcie, din cauza corupției avem migrație, respectiv lupta împotriva corupției va fi prioritatea mea numărul 1 în calitate de președinte al Republicii Moldova. Începem această luptă prin eliberarea din captivitate a instituțiilor, a organelor de drept și vorbesc aici despre Procuratura Generală, vorbesc despre Autoritatea Națională Integritate, despre numirea în funcții a judecătorilor care nu au probleme de integritate.
Deci toate aceste acțiuni vor porni o adevărată luptă împotriva corupției și evident că contez pe toți funcționarii, toți angajații acestor instituții care își doresc să reabiliteze imaginea organelor de drept în Republica Moldova, dar și pe cetățenii Republicii Moldova care își doresc un stat care să le apere interesele și un stat care să le respecte drepturile. Cu permisiunea dumneavoastră să vorbim un pic despre parcursul european al Republicii Moldova versus Uniunea Vamală, ce va însemna pentru Republica Moldova acest traseu european? Traseul european nu este o cale imaginară prin care noi ajungem la o viață mai bună. Acesta nu este un vector, ci este un proces. Integrarea europeană înseamnă foarte multă muncă din partea instituțiilor statului, din partea sectorului privat, din partea societății civile. Eu așa înțeleg integrarea europeană și pentru astfel de integrare europeană o să promovez, o să susțin o astfel de integrare europeană. Știm că acest parcurs a fost într-o anumită măsură discreditat de guvernări care s-au numit pro-europene, dar care în realitate au guvernat țara după alte criterii. Trebuie să demonstrăm acum că țara poate fi guvernată într-un mod responsabil în interesul cetățeanului, astfel încât cetățeanul să simtă pe pielea proprie ce înseamnă o guvernare bună, ce înseamnă o guvernare europeană. Și atunci o să reușim să creștem sprijinul în rândul cetățenilor din Republica Moldova pentru acest parcurs european. Iar acum îl avem în direct prin telefon pe președintele Federației Asociațiilor Basarabenilor din România, domnul Slavik Șaramet. Bună dimineața! Bună dimineața! Sunt președintele fondator al Federației. Fondator al Federației, da. De altfel, haideți să spunem exact pentru cei care poate nu sunt familiari cu această organizație, de fapt, care este scopul acestei federații? FAB România adună toate asociațiile de basarabeni din România. Sunt 16 la număr din 14 centre universitare. Îmi cer scuze pentru vocea mea, sunt un pic grăcit. Ce face FAB România? De fapt, reprezintă drepturile studenților și le aduce la cunoștință obligațiile tinerilor basarabeni aflați la studii în România, veniți din Republica Moldova. Este o săptămână foarte interesantă și cu multe emoții, cred eu, pentru Republica Moldova și, mă rog, cei care sunt apropiați Republicii Moldova, dacă mi se permite. Este o săptămână în care foarte mulți încearcă să mobilizeze tinerii, nu numai tinerii, mă rog, toate persoanele care se află în diaspora, ca în data de 13 noiembrie să meargă la vot. Aș vrea să vă întreb, să înțeleagă toată lumea, de ce e important ca diaspora să se mobilizeze în 13 noiembrie? Păi, e foarte simplu, pentru că 99,9% cred din oamenii din diaspora votează pentru vectorul pro-european al Republicii Moldova și tocmai de aceea e important ca numărul celor care se mobilizează la vot să fie cât mai mare, astfel încât șansele acestui vector sau acestei persoane pentru care noi pledăm să fie cât mai mari. Iar un lucru bun în România este că este asigurat transportul gratuit de către Guvernul României pentru tinerii care trebuie să meargă la vot și acum nu ne rămâne nouă decât asociațiilor să ne organizăm cât mai bine, astfel încât să ajungem la cele 11 secții de vot și să votăm, pentru că eu sunt sigur că o majoritate covârșitoare celor care vor vota în România, nu neapărat tineri, dar de orice vârstă, vor vota cu siguranță pentru vectorul pro-european. Bun, spuneați de aceste facilități pe care le-ar primi. Mai mult decât atât, cum credeți că trebuie făcută această mobilizare a basarabenilor care sunt în România? Să știți că am fost plăcut surprins să văd un grup pe Facebook
în care, nu neapărat în România, dar a crescut numărul membrilor de la 600 până la 22.000 în 24 de ore. La un moment dat Facebook a și blocat, nu mai puteai adăuga oameni pe grup, un grup tehnic în care oamenii vorbesc în continuare strict despre cum și unde să ne întâlnim ca să mergem la vot și efectiv se grupează la transport și la cazare pentru a putea ajunge la vot. Iar în România este imperios necesar să se cunoască secțiile de vot, unul la mână, doi la mână, să cunoască secțiile de vot care sunt aglomerate, să meargă din timp acolo, cum ar fi, de exemplu, la București a fost coadă și în primul tur. Iar un mesaj foarte important este să știm că e important ca tinerii să nu stea acasă. Da, eu înțeleg că este zi de duminică, dar duminică pe 13 noiembrie, Republica Moldova nu-și alege doar președintele, și alege viitor. Corect. Tocmai de asta, poate dincolo de această acțiune, care este de altfel foarte bună și în concordanță cu vremurile pe care le trăim, grupul pe Facebook e foarte ok că a fost conturat, dar probabil că și noi, alte acțiuni sunt necesare. Noi ca și asociație facem mobilizare de la om la om în primul rând, pentru că asta este cea mai importantă. O să avem listele voluntarilor care se mobilizează cu transportul. O să avem și filmulețe foarte frumoase pe care le promovăm din partea cu voluntarii noștri. Avem și comunicate oficiale de presă în care îndemnăm oamenii la care nu putem să ajungem personal să meargă la vot. Astfel de acțiuni fresh, cool, vrem să promovăm astfel încât tânărul să înțeleagă și neapărat tineri să înțeleagă că este imperios necesar să voteze, să-și exerceze acest drept. Și atunci, un procent al prezenței basarabenilor la vot în România, pe unde credeți că s-ar situa? Nu știu să vă dau neapărat procente, pentru că în comparație cu ce ne avem aceste procente. Dar eu mizez la o creștere a numărilor de votanți față de primul tur cu cel puțin 30-35%. 30-35%? Da. E o treime, ceea ce înseamnă într-adevăr exact o mobilizare destul de bună. Da. Aștept cu nerăbdare să vedem ce se va întâmpla în 13 noiembrie. Mulțumesc foarte mult și spor la treabă, spor la mobilizare. Până la urmă, important este ca omul să înțeleagă că are acest drept și ar fi bine să îl folosească. Mulțumesc. Eu chiar cred că FAB România va reuși să facă o figură bună în turul de legilor și sper cu, am o mare speranță ca Moldova să-și păstreze acest electorat pro-european și după data de 13 mai. Așa să fie. O zi foarte bună și spor. Mulțumesc, la fel, mai bine. FAB România, pe scurt, Federația Asociațiilor Basarabenilor din România. Iată, am fost în direct chiar cu președintele fondator al acestei federații și, într-adevăr, cred că și noi, așa ca țară europeană, suntem de o curiozitate maximă sau privim cu o curiozitate maximă înspre alegerile din Republica Moldova, să vedem ce direcție va lua această țară imediat după data de 13 noiembrie. Vom mai povesti despre alegerile de acolo și în perioada următoare. Acum însă ne întoarcem în obișnuința concursului nostru și vă readuc în atenție Serendipity și Fabule Moderne. Sunt cele două titluri pe care editura colaboratoare le oferă celor care sunt pasionați de lectură. Facem o extragere la sfârșitul acestei ediții și vedem cui anume vor fi trimise prin poștă aceste cărți. În altă ordine de idei, povesteam și ieri dimineață despre weekendul foarte fain care a fost în Cluj și anume privitor la seminarul de Aikido. Mulți pasionați de arte marțiale s-au reunit aici la Cluj-Napoca pentru a se antrena sub îndrumarea a doi profesori foarte faini și foarte mari. Unul dintre ei este Cristian Tisie și Han, este sosit din Franța și celălalt este Wilco Vrisman, sensei, care sosise din Olanda. Colegii au făcut iar un reportaj și aș vrea să-l urmărim în minutele următoare.
Antrenamentele au fost conduse de Cristian Tissier, singurul non-japonez care deține gradul 8 dan. Aikido is for everybody. I mean, there is no matter of age or sex. Aikido e pentru toată lumea. Nu contează vârsta sau genul. Atât pentru că e o artă marțială, dar mai ales pentru că e mai degrabă un sistem educațional. În funcție de constrângere, încercăm să rezolvăm problema în cel mai bun mod. Punem accent pe atitudine, comunicare, sancțiune în cazul unei greșeli, dar primești o a doua șansă astfel încât să corectezi greșeala. Două dintre antrenamente au fost conduse și de Wilco Vriesman, cunoscut maestru olandez de Aikido, care are gradul 6 dan. The main principle is how to create a point in action. Primul principiu studiat la acest seminar a fost cum să creezi un punct într-o acțiune, astfel încât în acel punct să te simți în siguranță și încrezător. Apoi să creezi un alt punct în care poți să ajungi tot în siguranță. Următorul pas e să creezi linia dintre cele două puncte și să mergi pe ea. Este unul dintre principiile unei tehnici în Aikido. Participanții au fost atât din România, cât și din alte țări, precum Ucraina, Slovenia sau Germania. Am venit la seminar pentru profesori invitați, dar și pentru că îmi place cum se antrenează oamenii în România. Este o experiență interesantă și utilă pentru mine. Mai mult ca sigur am să revin aici. Ca în fiecare an, Tissier Sensei ne vizitează, pune accent pe relația dintre parteneri, pe felul în care se omogenizează unul cu celălalt. Aseară ne vorbea, ne definea oase, ce înseamnă omogenizarea mișcării celor doi parteneri. Fundația Română de Aikido, Aikikai, are peste 40 de săli de antrenament în toată țara, iar sediul central este la Cluj-Napoca. Și copii, și femeile, și acolo să-i vezi pe bărbați. Foarte fain. Îmi place foarte mult această... această activitate, încerc să evit folosirea termenului de activitate sportivă, aici e o filozofie mai largă, la un moment dat am atins povestea asta, dar acum nu avem suficient timp. În cazul în care vreți să vedeți alte evenimente care se derulează în cadrul acestei organizații de Aikido, aikikai.ro este site-ul pe care găsiți tot felul de informații sau pe pagina de Facebook, desigur, Fundația Română de Aikido Aikikai. Ok, în altă ordine de idei, apropo de Facebook, Bună dimineața Transilvania este pagina pe care puteți să ne scrieți și în această, în această idee chiar aș vrea să le mulțumesc celor care în fiecare zi ne trimit mesaje cu diverse chestii, fie că pur și simplu ne salută, fie că ne aduc în atenție diverse evenimente care se întâmplă în orașul lor. Pentru că în Transilvania sunt atât de multe lucruri care se desfășoară, încât îmi pare rău că nu avem mai mult timp la dispoziție să le acoperim pe toate sau, mă rog, nu avem suficiente resurse. Că așa cred unii că, domnule, ai la TVR, ai o grămadă de resurse. Bă, nu sunt chiar atât de multe și mai cu seamă și din pricina faptului că există tot felul de forțe din exterior care vin să pună presiune pe televiziunea publică. Și atunci e destul de greu. Adică noi nu că trebuie să ne luptăm cu chestiunile de zi cu zi pentru a ne face meseria, dar mai trebuie să ne luptăm și cu aceste forțe. Nu e așa foarte frumos. Haideți să vedem ce temperaturi ne așteaptă în această zi în Transilvania. La Cluj plouă în acest moment, sunt 7 grade Celsius, maxima oricum nu depășește cu mult temperatura de acum, pe la 8, maximum 9 grade Celsius. La noapte, în schimb, s-ar părea că va fi temperatură cu plus 1 grad, e drept, dar încă nu va îngheța. Totuși, de mâine avem temperaturi cu minus peste noapte, deci clar, dacă aveți mașini parcate în fața blocului, să vă așteptați la parbriz înghețat. Deci va trebui să terminați treburile din casă un pic mai repede, să apucați 5 minute măcar să încălziți mașina. Asta ca să nu porniți cu ea înghețată și să vă mirați că s-ar putea strica. În județul Hunedoara, tot așa pe la 7 grade, diferența este că nu plouă în acest moment acolo, dar sunt șanse din ce în ce mai mari ca până la amiază să plouă și în județul Hunedoara, maxima de 8 grade Celsius. În zona Bihorului plouă în acest moment, sunt 6 grade Celsius, maxima ajunge la 8 grade, iar la noapte ne așteptăm la 1 grad Celsius. În zona Brașovului temperaturile sunt un pic mai ridicate, deși cerul este înorat, sunt 10 grade în acest moment și maxima va fi de 11-12 grade.
grade Celsius. La noapte chiar 2 grade s-ar arăta. În Baia Mare, în zona Maramureșului, de fapt, sunt averse în acest moment, 7 grade, mai mult de atât în principiu nu va urca temperatura în termometre, iar pe parcursul zilei ne așteptăm destul de mult la aceste ploi. Ploi, ploi, ploi. În județul Bistrița-Năsăud, 8 grade în acest moment, cu ploaie și este cam maxima pe care o poate atinge temperatura în această zi. La noapte vor fi 2 grade Celsius. Hai să răsfoim și niște ziare să vedem ce titluri găsim. Nu uitați de concurs! Avem de oferit 2 cărți faine, Serendipity și Fabule Moderne. Bun, Monitorul de Cluj, pe prima pagină, pune o mentalitate rurală într-un urbanism clujan. De altfel, ieri a fost o reuniune a arhitecților clujeni și cam astea sunt concluziile, ceva de genul, Clujul ăsta este oribil, știi, cam pe aici s-ar situa concluzia respectivei întâlniri. De ce cartierul Gheorghen dă clasă întregului oraș? E pe prima pagină acest titlu. Dezastrul urban din cartierul Bună Ziua se întinde asupra întregului oraș. Sunt de părere arhitecții clujeni care spun că dezvoltarea necontrolată a Clujului nu mai poate fi oprită. Ei dau vina pe corupție și pe mentalitatea rurală. Bine, am și treaba asta, mentalitatea rurală, sincer, mie nu se pare că e un fenomen nou. Hai să ne gândim. Inclusiv când a fost toată mutarea aia masivă pe vremea regimului anterior, da? Când ai luat oamenii de la țară și i-ai pus în, cum spun ei, cutiile de chibrituri, adică i-ai pus în blocuri. La fel, a fost o mentalitate extrem de rurală care se întâlnea într-un mediu, mă rog, pe care cel puțin vizual îl catalogai urban. Acum se întâmplă destul de mult la fel. Diferența este, și de ce cred că unii sunt intrigați, este că acum practic se întâmplă fenomenul invers. Adică de la oraș iei foarte mulți oameni și îi muți în blocuri într-un spațiu la țară. Știi? Și atunci te-ai aștepta, băi, hai mai degrabă să se urbanizeze ruralul decât să se ruralizeze și mai mult ceea ce am numit acum vizual, măcar urban. Înțelegeți oarecum? Deci e un joc din ăsta de termeni. Așteptările sunt într-adevăr mari. Nu știu exact de ce. Mie nu mi se pare că sunt niște schimbări extraordinar de mari de comportament, dacă e să fim obiectivi. Dar dacă ne raportăm la aspirații, da, suntem foarte departe. Un studiu arată că piața IT a scăzut în primele 9 luni ale anului 2016. Mai citim despre un medicament pentru Parkinson care a fost retras de pe piața din țară. Așa că atenție în cazul în care aveți tangență cumva cu acest subiect, să puteți să citiți mai multe despre el în ziar. Analfabetismul schimbă manualele. Ministrul Educației Mircea Dumitru consideră că manualele școlare trebuie să fie mai clare, astfel încât să ajute elevul să înțeleagă materia. Bine, asta e o declarație pe care ar fi trebuit să o facă oricine încă de la... de oricând, de la începutul începuturilor. Nu e logic, adică așa mi s-ar părea mie logic, ca într-un manual, deci o carte din care tu să înveți, apoi lucrurile să fie extrem de clare, prietene, să pricep cu adevărat ceea ce e acolo. Ori noi, după o grămadă de ani, ajungem la această concluzie. Oribil. Comerțul online se intensifică și la Cluj. Majoritatea magazinelor online din România pregătesc ofertele de Black Friday și așteaptă un nou boom al volumului tranzacțiilor. E destul de firesc, pentru că omul tinde spre confort, spre statul, nu știu, pe statul în pat, statul pe fotoliu, statul acasă, în fine, și din telefon sau de pe tabletă sau de pe calculator de la birou, dacă ai un serviciu și e musai să mergi la birou, iată, de acolo să-ți faci respectivele cumpărături. Ora de cercetare plătită cu mai puțin decât costă un tuns. Ce tare e comparația asta, dar e tristă. În pagina a doua sunt detalii ce spun universitarii clujeni despre subfinanțarea învățământului românesc. Ia, stai să vedem. Bă, cum am făcut ăștia aici comparația. Genială, genială, genial. Un cercetător din vest implicat într-un grant câștigă în jur de 30 de euro pe oră. Iar în România, un cercetător primește aproximativ 7 euro pe oră.
Profesorii Universității Babeș-Bolyai reclamă slaba finanțare a cercetătorilor români se vede că au cam plecat oamenii de la ziarul ăsta, că nu mai au timp săraci ăștia puținii care au mai rămas să facă față. Da, iată, și în ziare se întâmplă, dar mie îmi pare rău, mă, că Monitor așa părea un ziar care mergea bine, păi. În fine, deci, continuăm. Deci, care desfășoară proiecte cu finanțare europeană în cel mai amplu program UE adresat inovării și cercetării Orizont 2020. Conform lor, tarifele cercetătorilor pe granturi naționale depășesc de câteva ori, paradoxal, cele din programul amintit. Ce tare! Unde e asta cu banii? Cât untul? În medie, tariful pentru un cercetător, cum spuneam, din vest, implicat tralala, este 30 de euro pe oră. Bun. În timp ce în România un astfel de profesor câștigă, conform noilor prevederi, aproximativ 7 euro pe oră, iar un lector universitar în jur de cât? 3 euro pe oră. Deci un lector universitar 3 euro pe oră. Bun. În timp ce pentru un simplu doctorant sau postdoctorant suma este și mai mică, arată reprezentanții UBB. O, Doamne. Doamne. Mă rog, despre tot subiectul ăsta se poate citi mai pe larg în Monitorul de Cluj. Avem și varianta de online, monitorul.cj.ro. Pe partea de sport, CFR Cluj rămâne pe loc de play-off. Clubul din Gruia este în acest moment pe locul 5 în Liga 1 de fotbal cu 23 de puncte după ce am învins cu 1-0 pe FC Botoșani. Un alt ziar pe care să-l luăm, Monitorul de Arieș. A început nebunia alegerilor. Ajunul campaniei electorale vine cu cele mai trăznite oferte ca niciodată între alegeri. Politicienii locali au găsit tot felul de soluții pentru ușurarea vieții alegătorilor. La Câmpia Turzii, noul primar a găsit că ar fi cu putință redesenarea zonelor de taxare a orașului, astfel încât să scadă ponderea celor care plătesc impozite maximale. În pagina 3 avem detalii despre asta. Pe de altă parte, doi dintre parlamentarii de Turda, aflați în acest moment pe Păraș, se dau de ceasul morții să obțină pentru siturile puternic poluate pensionarea la o vârstă mai redusă. În pagina 5 sunt mai multe detalii despre asta. Da? Deci dacă vreți Monitorul, ediția de Arieș, puteți să o găsiți în special în zona Turda și Câmpia Turzii și, din câte știu eu, se distribuie gratuit, deci n-ar trebui să fie o problemă cu achiziționarea, mă rog, achiziționarea, nu poți să zici preluare, că dacă e gratuită, nu poți să zici că neapărat o achiziționezi pe 0 lei. Ha! Turda între medieval și modern este o expoziție care merită văzută. Muzeul de istorie din Turda a redeschis o expoziție permanentă intitulată, chiar așa cum spuneam, Turda între modern și medieval și modern. Monitorul Express Bej a stabilit ordinea candidaților pe buletinele de vot. Tragerea la sort s-a făcut cu bile care au fost extrase de reprezentanții fiecarei formațiuni politice în parte. Mai citim despre frauda cu ajutoare sociale, lasă cele, sau citim și despre taximetriștii care s-au răzgândit. Dom'le, nu mai majorează tarifele. Cum s-a întâmplat asta? În pagina 3 sunt detalii. Guvernul atacă la Curtea Constituțională legea majorărilor salariale. Păi citeam undeva pe internet ieri că dacă analizezi în detaliu legile care au fost votate în ultimele zile, o să vedem că foarte multe dintre ele au niște lacune care par să fi fost lăsate acolo intenționat. De ce? Pentru că dă bine ca subiect. Zici, băi, uite, a trecut, nu știu ce, legea X. Foarte bine dă pentru partidele care o promovează. Și să zicem că partidele, prin creșterea acestei imagini, câștigă, zicem, da, alegerile în decembrie în România. Și, ulterior, când vezi, Doamne, să aplice acele legi pe care ei le-au propus și le-au votat, băi, nu se poate aplica legea X, nu se poate aplica legea Y, cred că sunt acolo niște chichițe. Știi? Nu le-am văzut din prima. Serios? Oare, chiar serios? Dar oare oamenii care fac legile, oare am putea găsi niște oameni care în mod serios să facă legile astea? Adică să le analizeze, să le dezbată public și amplu și
să fie complete, frate. Nu cu atâtea lacune și chițibușuri și șmecherii. Că pe mie așa-mi suna, șmecherie. Lași o portiță într-o lege, șmecherie. Șmecherie! În fine, Monitorul Express mai scrie și despre blocajele în lanț cu privire la cardul de sănătate, despre care am mai povestit și în zilele trecute. Ok, Jurnal Bihorean. Hei, rup cu drumul Apusenilor. Majoritatea minoritară din Consiliul Județean a obținut consensul pentru drumul Apusenilor. Grupul PNL a votat pentru. Avem articolul care exprimă mai pe larg tot subiectul acesta. Dar mai avem și o poză simpatică și o acțiune faină la cantina Caritas Eparhial Oradea. Sunt mai mulți agenți economici care îi ajută pe licență, își dezvolte valori și abilități de viață. Printr-o convenție de practică, 6 tineri de la Colegiul Tehnic Transilvania, coordonați de profesor inginer Letiția Aron, își dezvoltă deprinderi la cantina Centrului Social Maria Rosa al Asociației Caritas Eparhial Oradea. O, dincolo de faptul că e asociația asta, că, mă rog, cred că astfel de acțiuni ar trebui făcute pentru toată lumea. Pentru că altfel, nu știu, te poziționezi cumva și în viață și în partea practică a unei activități, indiferent de ce domeniu vorbim. Mie mi se pare o chestie faină. Sunt oportunități pentru studenții orădeni astăzi în Cluj, în Oradea, zilele carierei la Universitatea Oradea. Mai citim despre expoziții și despre alte chestii, dar nu insistăm. Noi, Jurnal Bihorean, oricum găsiți acest ziar în Oradea. Informația Harghitei. Sunt lucrări începute în 2004-2005 și nu sunt încă terminate. Stadiul de executare a investițiilor pe râul Olt și afluenții săi din Harghita pentru prevenirea inundațiilor este subiectul acestui articol din informația Harghitei. Încadrarea pe zone a terenurilor din intravilanul municipiului Miercurea Ciuc este de asemenea un subiect pentru unul dintre articolele din acest ziar și mai găsim multe alte idei pornite din această zonă. Bun, Făclia scrie despre averea candidaților clujeni la alegerile parlamentare, pentru că, să nu uităm, în decembrie, în Cluj, Doamne, ce tot am cu Clujul ăsta, în România vor fi alegeri parlamentare, cred că este chiar în 11 decembrie, dacă nu mă înșel. Clujenii care s-au înscris în cursa pentru parlamentare au trebuit să-și depună la biroul electoral de circumscripție declarațiile de avere și interese. Din documentele prezentate, reiese că unii dintre candidați au venituri destul de consistente, în timp ce alții sunt cu datorii. Făclia, practic, prezintă cum stau cei care ne cer nouă tuturor votul la capitolul, arată cum stau oamenii aceștia la capitolul avere. 6 troleibuze de ultimă generație sunt puse în circulație la Cluj. Mai citim despre competitorii electorali care mai au la dispoziție 2 zile pentru înscrierea mandatarilor financiari și, desigur, despre Ministerul Belgian al Imigrației, care a fost amendat de justiție, plus alte subiecte din lumea largă. Ultimul ziar pe care îl mai abordăm acum, Zi de Zi de Mureș, îl pune pe Dan Puric pe prima pagină. Dan Puric spune: îndreptați-vă către Sfânta Biserică, pentru că de acolo vine lumină. Nu este un lucru nou pentru cei care îl cunosc pe Dan Puric. E parte din discursul și cuvântul lui aproape la fiecare conferință sau apariție în spațiu public. Mă rog, și mi se pare chiar foarte frumos. În alt preasfințitul, Irineu aduce învățături de viață pentru tinerii ortodoxi și iarăși un alt subiect în Zi de Zi de Mureș, îl găsim în pagina 3-a. Sau despre finanțele din Mureș, iarăși putem citi detalii. Finanțele din Mureș se află în fruntea topului național. Detalii în pagina a 14-a. Directorul general al Administrației Județene a Finanțelor Publice Mureș, Marinel Nedeluț, a transmis participanților la cea de-a 23-a ediție a topului firmelor din județul Mureș susținerea instituției pe care o coordonează. Bă, susțin! Detalii sunt în acest ziar. Călăreți de toate vârstele și-au dat întâlnire la IDICEL, de asemenea un subiect din Zi de Zi de Mureș. Bun. Multe lucruri sunt de citit și din presa din Transilvania. Mai găsiți cu siguranță și alte platforme online care să aducă știri de genul acesta. Propun în clipele următoare să vedem de-a lungul timpului, în data de 9 noiembrie, ce s-a întâmplat.
noiembrie. În anul 1330, la posada oastea lui Basarab, întâi a început lupta cu oștirea ungară condusă de Carol Robert de Anjou, care se retrăgea spre Transilvania. În anul 1799, în cadrul Revoluției franceze, a avut loc lovitura de stat, 18 Brumar. Directoratul este înlăturat și înlocuit cu consulatul și se instaurează dictatura burgheziei. În anul 1877, armata română a cucerit reduta otomană de la Rahova, iar în 1918, împăratul Wilhelm al II-lea a abdicat după Revoluția germană, iar Germania a fost proclamată republică. În 1923 a avut loc puciul de la Berărie, condus de Adolf Hitler. Puciul acesta a fost înăbușit la München, iar în 1938 diplomatul nazist Ernst von Rath moare de rănile provocate de gloanțele rezistenței luptătorilor evrei, un act pe care naziștii l-au folosit ca o scuză pentru a demara progromul național cunoscut sub numele de Noaptea de Cristal sau Kristallnacht în limba germană. 1961, România a devenit membră a ONU, a Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură. Pardon, nu ONU, FAO e prescurtarea, dacă bine știu, pentru această organizație. FAO. În 1989, barierele dintre Germania de Est și cea de Vest au fost deschise chiar în 9 noiembrie 1989, iar în 1994 a fost descoperit elementul chimic Darmstadtiu. În 2003, o eclipsă totală de lună a fost văzută în foarte multe zone, în America, în Europa, în Africa și în zona Asiei, dar partea centrală. În 1933 s-a născut Lucian Pintilie, celebrul regizor român de teatru și film, și mai spunem că este Ziua Internațională de Luptă împotriva rasismului și antisemitismului. În clipele următoare aș vrea să povestim despre două evenimente foarte faine care vor avea loc la Casa de Cultură a Studenților. Domnule, nimic nu poate înlocui hârtia. Fac această declarație când mă gândesc la afișele pe care le vedem în diverse locuri. Sigur că e important să avem afișe și în mediul virtual, pentru că foarte mult ne concentrăm atenția pe ceea ce se întâmplă în spațiul virtual, dar vreau să le am și în hârtie. Deci, colegi, dacă aveți niște afișe pe acolo prin regie, vă rog să mi le trimiteți. Bună dimineața, domnule Repnic! Bună dimineața, Transilvania! Ne reîntâlnim pentru că puneți la cale iarăși alte evenimente, nu stați nu să vă relaxați. Cu mință acum în toamna asta, suntem agitați. Toamna se lucrează intens, foarte bine. Exact. Aveți două propuneri pentru noi și aș vrea să ne vorbiți pe rând de fiecare. Haideți să începem cu Jazz Napocensis. Cu Jazz Napocensis, săptămâna viitoare, între 15 și 17 noiembrie, avem acest festival național, chiar internațional, să spun așa. Debutăm pe 15 cu Clubul Doctorilor de Jazz, un program de proiecții audio și video. Miercuri, pe 16, avem concursul debutanților în jazz, la care s-au înscris studenți din Timișoara, Iași, București, bineînțeles din Cluj. Iar seara de 17 va fi un regal jazzistic, ca să spun așa, un concert pe care îl oferim studenților clujeni chiar de ziua lor, că 17 noiembrie este ziua lor, al studenților. Ziua studenților, exact. 17 noiembrie. Așa, și să ajungem la calendarul zilei în 17 noiembrie și să zicem acolo. Da. Exact. Și este un concert de gală la care sunt invitați domnul Dani Labana Martinez din Cuba, domnul Nicola Simion, care vine din Germania pentru acest concert, alături de Sorin Romanescu, bineînțeles Big Band-ul Casei de Cultură, un ansamblu unic în România, condus de acest inimost Ștefan Vanai. Cam asta ar fi de spus despre Jazz Napocensis. S-a ajuns la ediția 20-a și sperăm ca studenții să se bucure de acest festival. Acesta este afișul pe care l-am primit și pe care îl voi păstra, Jazz Napocensis, săptămâna viitoare, așadar de trecut în agenda
și de mers la festival. Exact. Foarte multe festivaluri de jazz și mă bucură acest aspect. Săptămâna trecută a fost Transilvania Jazz Festival, da, peste vară știm foarte bine Jazz in the Park, Jazz Day, mai știu eu, alte Napoca Jazz și așa mai departe. Păi bucuria iubitorilor de jazz. Exact. Deci, practic, împreună cu acest festival contribuiți la dezvoltarea acestei mișcări culturale. Exact, exact. Foarte fain. Bun. Iar pe data de 18, un concert de rock, tot la Casa de Cultură a Studenților, la care își vor da concursul Quantum Drive, o formație a Casa de Cultură a Studenților din Cluj, și Anemic Disco, o formație de la Brașov. Deci, pentru iubitorii acestui gen, iubitorii rockului, un concert de muzică rock. Muzică rock. Acum, cumva m-aș aștepta să fie foarte multă studențime la un astfel de concert, pentru că, în general, când suntem ori în liceu, ori în facultate, suntem rockeri. Deci cred că toată lumea sau majoritatea oamenilor cu care am vorbit, indiferent că vorbim de o generație sau alta, când erau în perioada de liceu sau de facultate, toți erau rockeri. Exact. Sper să vină multă lume și pe data de 18 debutează și Festivalul de Dans Modern Studențesc la Casa de Cultură, deci vor fi acțiuni suficient de multe în Casa de Cultură ca să atragă studenții spre Casa de Cultură a Studenților. Quantum Drive și Anemic Disco, cele două formații care vor face show în 18 noiembrie la Casa de Cultură. Deci Anemic Disco sunt din Brașov și vin special pentru acest eveniment, da? Exact, exact. Iar Quantum Drive sunt clujeni. Este una dintre formațiile Casei de Cultură a Studenților. Ei sunt axat pe un rock, indie rock, ca să spun așa mai exact. Indie rock care vine de la independent rock, yes. Nu indie, de la Indian, așa cum au fost unii la un moment dat tentați să facă traducerea. Da. Ok, intrarea este liberă din... Intrarea este liberă la toate acțiunile organizate de Casa de Cultură a Studenților și îi așteptăm într-un număr cât mai mare pe toți tinerii. Eu nu înțeleg cum faceți atâtea evenimente cu intrare liberă. Aveți subvenție de la Ministerul Tineretului. Asta e o treabă fantastică. Ministerul Tineretului care se implică să susțină evenimente de acest fel. Da, ne sprijină cu toate acțiunile pe care le întreprindem. Am avut teatru, acum avem jazz, rock, vizualia, dans modern și vom încheia cu Festivalul de Colinde și Vox Napocensis. Despre deci care mai povestim, mai avem, într-adevăr, și despre vizuale v-am povestit chiar mâine, pentru că sunt invitați din cadrul acestui eveniment în platoul nostru. Deci, mă bucur că avem în centrul Clujului, mai cu seamă, numai unde este Casa de Cultură a Studenților, e așa un fel de mușuroi de acțiuni, furnicuțele lucrează. În fiecare zi se întâmplă ceva. Chiar avem foarte, foarte multe acțiuni, poate chiar prea multe, nici nu apucă sala să respire, ca să spun așa. Dar le ducem până la capăt. Pe internet unde găsim aceste informații? Pe Facebook-ul Casei de Cultură a Studenților și colaborăm cu foarte multe organizații studențești și de elevi care ne sprijină pentru promovarea acestor acțiuni. E perfect. Îi băgați în focuri încă de acum, pe tineri. Da. Să priceapă, domnule, cum este cu datul de veste în, exact, în oraș. Exact. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste invitații pe care ni le faceți la evenimente. Și noi vă mulțumim și vă așteptăm la toate acțiunile noastre ale Casei de Cultură. Absolut. Mai ales la cele despre care ne povestiți în matinal. Deci, în mod deosebit de trecut în agenda, săptămâna viitoare Jazz Napocensis și, de asemenea, Quantum Drive și Anemic Disco, cele două trupe care fac o zi de rock. Două acțiuni din autumnalia studențească. Exact. Autumnalia care cel puțin până la colinde ține. Exact. O zi foarte frumoasă vă urez. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. În clipele următoare aș vrea să o cunoașteți pe Diana Șerban, care ne va povesti despre teatru inițiatic. O carte,
Serendipity și încă o carte, Fabule Moderne. Sunt cele două cărți pe care le puteți primi prin poștă, 0264420135. Imediat se închid urnele și vom pregăti bolul pentru extragere să vedem cine va fi câștigător. Până atunci însă lucruri interesante sunt de zis despre teatrul inițiatic Heart. Bună dimineața, Diana! Bună dimineața! Ne pregătim în zilele următoare, da, 12-13, de un festival de teatru inițiatic, de fapt. Așa. Când vorbim de teatru inițiatic, la ce ne așteptăm? Este vorba de acea formă de teatru care abordează arta dintr-un punct de vedere spiritual și folosește diverse simboluri, readuce în scenă arhetipuri și se focalizează foarte mult pe aspectele benefice, înălțătoare, sublime ale vieții noastre, astfel încât aduce niște răspunsuri pentru cei care participă la o astfel de piesă de teatru legate de frământările pe care le are, de sensul existenței, de menirea pe acest pământ. Deci atinge niște zone mai profunde ale sufletului și este un gen de artă obiectivă care necesită o mai mare, mai multe explicații, poate nu avem timp acum, despre ce înseamnă artă obiectivă, însă e un teatru care este pentru suflet, de aceea și festivalul se numește Heart, pentru că atinge aceste zone mai profunde ale sufletului nostru. Cred că este primul festival de gen dedicat acestui gen de teatru din România și evident este și prima ediție, pentru că eu nu mi-aduc aminte să mai fi fost. Nu, este prima ediție, așa este. Bun. Haideți să vedem ce conține acest festival, cum arată programul său. Avem gala de deschidere, sâmbătă la ora 15, la Casa de Cultura Studenților. Și debutăm cu un spectacol inedit, un teatru de lumini și umbre, susținut de Teatrul Mandala, care noi spunem că este din Sfântul Gheorghe, dar de fapt ei reunesc artiști din mai multe țări și chiar de pe alte continente. Avem câțiva artiști din Argentina și ei s-au adunat, ca să spunem așa, special pentru acest festival și au pus în scenă o piesă după Zâna Onda de Julius Mosen, o adaptare de fapt, se numește Promisiunea. Iar chiar în deschiderea festivalului avem un spectacol a cărui coreografie este realizată în colaborare cu Mario Dance Atelier. Suntem foarte bucuroși că au acceptat să colaboreze cu noi și au făcut o deschidere frumoasă. Sperăm să vă placă. Iar seara avem o poveste de dragoste, Jocul Regăsirii, o poveste între două suflete pereche care se caută să regăsesc de-a lungul a mai multor existențe. Și, sincer, până acum la acest spectacol s-au vândut cele mai multe bilete. Se pare că este o atracție pentru această zonă a poveștilor de dragoste în teatru. Iar duminică avem două spectacole. Unul este inspirat din Micea Eliade, dincolo de Prag, de la ora 15, și o adaptare după novela lui Vasile Voiculescu, Ciorbă de Bolovan, de la ora 17:30, e susținut de Teatrul Sublimat din Brașov. Iar festivalul se încheie cu gala de premiere, duminică seara, când toți artiștii din festival au pus mână de la mână, ca să spunem așa, și au creat o comedie, un spectacol foarte spumos, spunem noi. Fiecare a primit o temă de improvizație din partea juriului, pe tema iubirii, iubirea în cuplu, și va prezenta câte un moment legat de Cupidon. Cupidon este de fapt cel care creează legătura între scene și acesta va fi cadoul celor patru trupe de teatru care participă pentru spectatori. Nu este un spectacol care să participe efectiv în festival, este doar un cadou, adică nu intră în concurs. Tot festivalul este forma unui concurs cu premii, iar în final o să premiem cei mai buni actori, cei mai buni regizori, cel mai bun spectacol. Treaba asta cu Cupidon mi se pare foarte simpatică, ar putea să fie un fel de mascotă, fără să îi diminuăm din imaginea lui și să-l vedem pe Cupidon. Deci dacă în weekend o să vedeți mulți Cupidon prin oraș, să vă gândiți că vin de la festivalul Heart. Da, este normal. Inima Cupidon, există o legătură foarte bine cunoscută.
La festivalul acesta, publicul cum l-ai descrie? Sau cine dintre cei care se uită la emisiune, cine ar fi pe profilul publicului Heart? Absolut toți aceia care iubesc arta făcută din inimă. Este un festival făcut în întregime de voluntari și inclusiv actorii care sunt invitați vin pe bază de voluntariat, ei nu sunt plătiți pentru participarea la acest festival și absolut toată lumea care s-a angrenat și participă la acest festival vine din inimă pentru a crea ceva frumos și pentru a dărui această artă izvorâtă din suflet. Dacă vă este dor de o artă profundă, făcută bine și cu multe înțelesuri pentru inima noastră, atunci chiar vă invităm la acest festival. Sâmbătă și duminică, sâmbătă la ora 3, la ora 15 este gala de deschidere, duminică după amiază către seară este gala de închidere cu piesa spumoasă pe care o aminteai. Detalii se găsesc și pe site-ul festivalului. Dacă intrați pe artfestival.ro, este site-ul oficial al nostru, și pe pagina noastră de Facebook, Heart Festival. Heart Festival, ok. Oare juriul, cine e parte din juriu? Că dacă avem premiere, trebuie să avem și un juriu. Da, avem juriu. Este Sorin Misirianțu, actorul nostru îndrăgit de la Teatrul Național. Este regizorul Dan Victor, care vine de la București, și doamna regizoare Mimi Mierluț, Maria Mierluț, de la Oradea, care este chiar președinta juriului. Cei trei din juriu care dau cu pumnul în masă. Diana, te rog să mă ajut să facem o extragere. Avem aici și bilețelele cu numele celor care s-au înscris în concurs și vrem să oferim, iată, două cărți. De fapt, editura cu care colaborăm și căreia îi mulțumim, va trimite prin poștă cuiva. Cui anume? Eu să fac exagerare. Mulțumesc. Primul bilețel pe care a pus mâna Diana. Gabriela Gabruș. Deci Gabriela Gabruș. Gabruș este cea care a câștigat. Avem și numărul de telefon. O să luăm legătura cu câștigătoarea noastră și o cadorisește, iată, editura cu două cărți pe care să le punem în bibliotecă. Sunt foarte faine, Serendipity și Fabule Moderne. Diana, îți mulțumesc că ne-ai adus în atenție acest festival. E prima ediție, dar cred că de acum încolo o să numărăm tot mai mult. Da, am fost uimită. Acum s-au vândut foarte multe bilete în ultimele zile. Mai sunt puține locuri în sală și vă invităm să vă grăbiți. Să reamintim locul în care se desfășoară? Casa de Cultură a Studenților. Știți unde este? În centrul Clujului. Chiar povestea mai devreme și cu domnul Remnic despre alte evenimente. Cât de multe evenimente sunt la Casa de Cultură? Deci e un loc al multor evenimente. Au deja cumva cunoscut centrul al coagulărilor de acest fel. Da, Heart ediția 1. Chiar aș vrea să le mulțumim pentru că ne-au susținut foarte mult și în promovare cei de la Casa de Cultură a Studenților și ne bucurăm foarte mult să susținem acest eveniment acolo. Și eu mă bucur. Mulțumesc, Diana. Spor în desfășurarea acestui eveniment în 12 și în 13, sâmbătă și duminică la Casa de Cultură, iată, acest festival de teatru inițiatic Heart. Mulțumesc. Ne întâlnim și mâine dimineață, începând cu ora 8. Până atunci, o zi foarte frumoasă să aveți!